Vreau să stabilim de la început cam care sunt categoriile principale de teme WordPress pe care le putem găsi pe internet. Mă lovesc în fiecare zi de întrebarea ce temă WordPress să aleg în momentul în care fac un blog. Parcă nu merită să dau bani pe ea. De unde iau niște teme gratuite pentru blog și o să încerc să aduc niște lămuriri în zona asta. Avem temele WordPress gratuite, despre subiect pe care o să-l dezvolt un pic mai târziu. Din punctul meu de vedere, temele WordPress gratuite au ajuns într-un oarecare impas, să zic așa, pentru că nu se mai fac temele WordPress gratuite foarte ok. Dacă la început existau mulți creatori de teme care făceau niște teme foarte profi, foarte ok, aveau și un ritmi, aveau și, suport tehnic cât de cât. Acum, aceștia s-au orientat spre temele premium sau spre, teme premium, ok. Iar temele free au fost lăsate pe mâna unor oameni ce nu se pricep atât de bine, dar încearcă și e ok. Avem categoria a doua de teme, sunt temele premium, dar fără drepturi de autor. Avem câteva site-uri care funcționează pe sistemul membership, da? O temă fără drepturi de autor o descarcă oricât oameni doresc. Practic, singura diferență între tema premium fără drepturi de autor și tema premium cu drepturi de autor este că prima nu este unică. Da? Deci dacă e o temă premium pe care dai 20 de dolari, o să găsești și la alți blogări pe internet. Avantajul acestor teme este că foarte ieftine. Adică cu membership de 20 de dolari la elegantteam.com ne putem lua oricâte teme dorim de acolo, avem suport tehnic. Temele premium cu drepturi de autor nu prea se adresează bloggerilor celor cu bloguri personale, pentru că îmi pare un pic exagerat când ai câteva sute de euro pe temă doar ca să ai un blog personal. Foarte, ce pot să zic, adică există suport tehnic, practic nu mai ai acel link deranjant în footer, da, al autorului. Sunt niște avantaje, dar în general firmele apelează la astfel de teme. Nu vă recomand să vă gândiți să cumpărați o temă de câteva sute de euro dacă nu intenționați să faceți bani din blogul respectiv. Ok, cum spuneam, la temele gratuite sunt câteva probleme. Una dintre aceste probleme este lipsa suportului tehnic. Dar la cele mai multe teme nici măcar nu există un fișier ritmic. Nu există un fișier care să spună cum să schimbi poza de la bau. În cazul în care pe site-ul există o poză la autorului, nu există instrucțiuni pentru a schimba acea poză. Majoritatea blogărilor care cer ajutorul pe partea asta de teme WordPress au mari probleme cu customizarea temelor gratuite găsite pe internet. Eu nu mai recomand folosirea temelor gratuite WordPress. Oricât de, nu știu, poate mi se pare un pic ciudat, dar nu mai ofer nici ajutor pe teme WordPress gratuite, pentru că e destul de dificil. Am făcut timp de 2 ani de zile, intram în teme WordPress făcute de alții și încercam să rezolv bugurile alea de pe acolo, să le customizez, să le aranjez și mi-am dat seama că pierdeam timp degeaba, nu are niciun sens. Și oricum, un blogger pleacă la drum cu ideea, practic are o idee despre cum vrea să fie blogul lui. Îi dorește o anumită structură, își dorește ca elementele blogului să fie aranjate într-un anumit fel, da? Temele WordPress sunt deja făcute pe structura gândită de autorul lor. Nu vom găsi o temă WordPress gratuită care se potrivească
perfect cu dorințele noastre pentru globul pe care dorim să-l construim. Hai să mergem mai departe. Să continui că s-ar putea să fi vorbit cu vreo două slide-uri înainte de aici. Bun, temele premium fără drepturi de autor, pe care le recomand cu căldură tuturor, da? Au niște prețuri foarte, foarte mici. Exemplul este, pe care îl voi folosi și în prezentare în următorul slide, este elegantteams.com. Elegantteams.com funcționează pe bază de membership, da? Chiar au o ofertă foarte, foarte ok, $19 și 99 de cenți, ceva de genul ăsta. Vă costă abonamentul pe un an de zile, practic. Și timp de un an de zile puteți descărca orice temă premium de pe site-ul lor, la care ei oferă suport tehnic. Există forum de discuții pentru temele lor. Ce pot să zic? Există surse, da? Ei au acolo, temele lor au și logo, de toate. Și practic li se dau și sursele Photoshop în cazul în care doriți să modificați orice element grafic din tema respectivă. Exact ce spuneam, 19,95. Mi se pare că este o variantă excelentă și că cu astfel de site-uri ușor-ușor ajutăm la eliminarea temelor gratuite WordPress, care oricum sunt, fac mai mult rău decât bine, din punctul meu de vedere. Au avut perioada lor, nu mai e, gata, e ok. Prețuri foarte mici, toată lumea are un cont de PayPal, dacă nu aveți, ar trebui să vă faceți. Serios, adică m-am cam săturat să merg pe ideea aia, că da, stai că în România n-au toți cont de PayPal. Eu am. Merge, bănuiesc că nu știu dacă sunt 2-3 de aici din sală care nu au un card, da? Toată lumea are card. Iar $20 pe an mi se pare o sumă pe care o poate plăti și un nepot al meu, dacă e cerut taxul ăla. Avem templatemaster.com, probabil îl știți cu toții. Ei folosesc un sistem foarte inteligent de vânzare atât a temelor lor, cât și a template-urilor pe care le mai au pe site. Ei folosesc două prețuri. Este prețul regular, da, $55 o temă WordPress. Din nou, nu mi se pare o sumă mare. Da? $55, dar este prețul în cazul în care tema va rămâne la ei pe site și va fi, cum spuneam și mai devreme, cumpărată și de altcineva. Da? Deci nu e unică. Și mai au prețuri de unicitate. Dar prețurile de unicitate scap câte 1000 de euro. Adică se pleacă, de exemplu, cu mine care are download 0. Da? Care e 2850. În momentul în care o să o descarce cineva, prețul de unicitate scade la, de fapt va fi buyout price, și scade la 1850 de euro. Practic poate fi cumpărată de vreo 3 oameni.